Tot mai mulți migranți trec ilegal fluviul Dunărea prin județul Mehedinți. În acest weekend au fost prinși 15 cetățeni străini când încercau să treacă fraudulos Dunărea. Printre aceștia se aflau și doi minori de 3, respectiv 4 ani. Județul Mehedinți a devenit poarta spre Europa a refugiaților. De această dată, la malul fluviului au fost identificați 15 cetățeni străini. Aceștia trecuseră ilegal din Serbia în România cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile. După verificările efectuate, s-a constatat că migranții erau din Siria, Somalia și Irak. Mai mult decât atât, printre adulți se aflau și doi minori de 3, respectiv 4 ani. În urma unei acțiuni desfășurate, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră, drobetat în Severin, au descoperit un grup de 15 persoane de cetățenie străină. Grupul de persoane, format din adulți și copii, a fost condus la sediul sectorului Poliției de Frontieră, drobetat în Severin, pentru verificări. Astfel, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Siria, Irak și Somalia, 13 adulți cu vârste cuprinse între 16 și 52 de ani și 2 minori în vârstă de 3 și 4 ani. La cercetări, adulții au declarat că au părăsit teritoriul Serbiei încercând să treacă fraudulos în România peste Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun. Cei 15 migranți au fost conduși la sediul poliției, unde li s-a făcut triajul epidemiologic. Polițiștii de frontieră au extins deja verificările pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională.